Bună ziua! Sunt profesor de geografie și vă prezint informații despre planeta Mercur, dintre planetele interne ale Sistemului Solar. Planeta Mercur este cea mai apropiată de Soare, fiind situată la 58 milioane de kilometri. Observați poziția planetei Mercur în Sistemul Solar. Se rotește în jurul axei sale în 58 de zile terestre și 16 ore. Se învârte în jurul Soarelui în 88 de zile terestre, echivalentul unui an mercurian. Temperatura maximă este de 350 grade Celsius pe fața expusă către Soare, iar temperatura minimă este de minus 170 grade Celsius pe fața umbrită. În imaginea de sus, avem o fotografie a planetei Mercur realizată de sonde spațiale din spațiul cosmic. Diametrul planetei este de 4878 km. Gravitația este 0,38 din cea a Pământului. Alcătuirea chimică a planetei Mercur este reprezentată în proporție de 70% din material metalic, restul de 30% fiind silicat. Această planetă posedă a doua densitate ca mărime din sistemul solar, 5,43 grame pe centimetru cub. Nu are sateliți naturali, inele sau atmosferă. Trăsătura dominantă este dată de suprafața sa marcată de cratere. Aspectul suprafeței planetei este asemănător cu al Lunii. Mercur a fost vizitată de sonde spațiale. Acestea sunt datele de identificare ale planetei Mercur. Și vă las pe voi să citiți aceste informații. De reținut. Mercur este planeta cea mai apropiată de Soare, fiind situată la 58 milioane de kilometri și foarte fierbinte, 350 de grade Celsius, la suprafața planetei pe partea expusă către Soare. Execută o mișcare de rotație în 58 de zile terestre și 16 ore și cea mai rapidă mișcare de revoluție dintre planetele Sistemului Solar în 88 de zile terestre, echivalentul unui an mercurian. Este alcătuită în proporție de 70% din material metalic și posedă a doua densitate ca mărime din sistemul solar, 5,43 grame pe centimetru cub. Nu are sateliți naturali, inele sau atmosferă. Aspectul suprafeței planetei este asemănător cu al Lunii. Acestea au fost informațiile despre planeta Mercur. În următorul material veți afla informații despre planeta Venus. Pe curând!